Bună seara și bine ați venit cu noua profesoară cu probleme de matematică la algebră și geometrie. Da. Algebră și geometrie. Deci, clasa A. Clasa A. Cu 8-a. Păi, grios. Eram la obiectivul vostru. Mai cu două linii, a pauză. Cu trei linii. Ia, să ce faci? Hai să vedem. Acasă, uite, domnul. Da, exact. Nu vreau să vă mai întâlnă pe domnul. Aha. Sandwich. Nu pot să vă mulțumesc? Păi da, am zis, pot să vină la... Cosmin. Deci vin la... la 7, da? Da, da, da. Dacă puteai veni mai devreme, era mai bine, că faci un calcul algebric acum la clasa 8-a, știi? Păi, vino cât poți de repede, poate cuvinte. Da. Da? Bine, bine. Păi atunci, hai să facem întâi în geometrie și după aceea algebra, dacă vrei. Ok, bine, să trecem și pe el. Hai. Da. Da? Da, da. Să zic și geometrie. Geometrie facem, da. Da. Facem probleme din continuare acolo? Da. Profesor? Facem acolo, sigur. Acolo unde am ajuns. Și 7 stele și 15. Sigur. Și 15, e dreptate, da. Se dau punctele necoplanare A, B, C, D și M. A, B, C, D. Ce problemă este? Problema 30, de la pagina 111. 30 de la 111. Se dau punctele necoplanare A, B, C, D. A, B, C, D. Și E mă aparține lui AB. Necoplanare. Necoplanare. Apoi? Punctul M aparține lui semnului AB. Închis, așa, barier. Pe interior se face AB, deci pe... Nu tot, deci sunt pătrate. Sunt pătrate? Da. Ca la capete, poți. Exact, dacă sunt pătrate. A, și E mă... Chiar cu capetele. Da, și el aparține lui CD, tot în timp. Iar el aparține lui CD. Determinați intersecția planelor NAB, în concluzie. Determinați. Intersecția. Deci NAB intersectează MDG. NAB intersectează MDG. DG. Se da. Da. Cum arată intersecția celor două plane. Știi că o dreaptă. Deci, exact. Dar sunt găsim corect. Sunt găsim corect. Asta e povestea. Deci, A, B, C, D, necoplanare. Facem este. Dar ce înseamnă necoplanare? Ai cunoscut aceeași plan, A, B, C, D. Sigur că da. O să le luăm pe A, B, C într-un plan, iar D o să fie în exterior. Vârful piramidei, cum am făcut și ieri, da? Deci, iată desenul. Uitați cum face domnul profesor. Da, ca da. Cel să vă apetea. Deci, undeva, zic așa, o perpendiculară. Uitați cum face domnul profesor. Deci, pe plana am indicat o perpendiculară. Și aici zic A, B, C. E pe cine? N, pe... N de AB și N... Deci, M de AB. Iar D, B, C, D. Deci, iată, D-ul aici, îl luăm, nu? Da, și a, acum, al patrulea punct, A, B, C, D. Da, 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 corect. Da. Și dar ce folosește este lunga aia? Care? Asta care a fost ridicat-o din mijlocul triunghiului, de licea. Așa. De regulată, de... o ajută. Mâine, mâine va fi ideea de înălțime. Exact. Da? Când vă surprind înălțimea piramidei. Și ridicăm perpendiculară pe înălțimea unei piramide, perpendiculară din vârf pe bază. A, da. Și ne arată un punct azi. Și astea două, care nu se văd, nu se vede asta din spate și cu asta de aici, da? Asta se vede acum. Da, așa de aici. Și asta se vede, da. Și asta se vede. Și, și asta se vede, da? Păi. Astea nu se vede. E, mă spune, că e asta, care nu se vede.
Ce nu înțelegi în urmărit? Nu, mă zic să fac de subire și să nu ABC, nu știu. Dar ABC e un plan. E un plan. ABC este un plan. Și dă-i în afară. Și dă-i în afară. Nu-i prea bine construit? Hai să ba da, e chiar bine construit. Hai să mă încet un pic, dacă nu vă place figura asta. Nu, nu, dar e clar, da. Da? Mai cu ce e clar, nu te legi. Să vede așa ce e clar, tot. Uite, am să o iau mai așa un pic pe asta. Ca să fie mai... Și mai clar. Mai clar, așa. Trebuie că o să părea că e... răspătat, așa. Acum, e un an mai bine. Deci, V tot așa este aici. Deci, așa asta e piramida. Asta nu e atât de importantă, mai târziu va fi importantă, v-am spus mai devreme. Acea analiză. Ia uite acum, trebuie să văd planul. Ce fain să văd planul. Da? Trei plane. Da, plane, trei plane. Patru chiar, costă de jos. Trei la fețe. A, B, D, A, B, C și D, B, C, D, B, A, C. D, A, C și D, B, C. Da? Am zis D, B, A, D, B, C, D, A, C, cele trei. Și A, B, C. Și A, sunt de jos. A, B, C. Spune că M este pe A, B. M este iar nu pe CD. Meu este pe CD. Aici undeva. El meu poate să fie oriunde pe DC. Din capăt până în capăt, spune, nu? Da. Și acum poveste este să intersectăm planul NAB. NAB. Planul NAB. Să facem populare, domnul. Să facem planul ăsta, da? Deci e vorba de planul A. Nu tot așa. Dacă nu se vede prea bine. Deci e planul A. Bă, da? De o aici a fost. A, B. Deci planul de A, B. Ia să vedem cum arată. Deocamdată avem trei puncte de coplanare, nu? De A și B. Ele formează un plan, e drept. Acest plan trebuie să vedem el taie pe cine tai? Tai pe planul... No, de... Deocamdată, planul NAB tai pe DAC. De pe DAC. Deci... NAB se intersectează cu planul de jos, cu ABC, după AB. Din ce motiv? Pentru că AB este și un planul de jos, este ABC, și este și un planul AB, în el de care vorbim. Să puneți B. Să pun pe B ca să vedem și mai bine, da? B. Deci, Miruna, planul ăsta, ABN, tai pe planul de jos, pe ABC, îl intersectează. Îl intersectează după dreapta AB. Mai intersectează cu și cu un alt plan, mai de desfăcare? NAB. NAB se mai intersectează și cu... Cu DAB. Cu DAB. Cu DAB. Cu DAB. Cu DAB. Cu cine? Cu DAB după cine se intersectează? După AB. Tot după AB. Cu DAB. AB. Tot după A, B, că A, B este și într-un plan și celălalt. Exact. Corect. Apoi, da. cu planul de la C, se intersectează cu de la C? Da, de la C. Cu de la C. De la C cu ABC sau care? Cu de la, nu cu ABC. Tot planul. Nu la B, mă.
ambele. Nu ambele, dar se intersectează. Cu dura ce? Cu dura ce? Nu, doar nu dai. Nu dai, dar nu faci o dreapă. Mai întâi, N era pe de ce? Corect. A este și ea pe AD. Da. Da. Atunci dreapta AN este în planul DAC, pentru că are cu planul DAC două puncte comune. Are pe N și pe A. Da. Dacă o dreapta are două puncte comune cu un plan, ea este un plan. Deci în planul DCA, DCA ăsta, se află dreapta AN. Pentru că nu era pe DC. Pentru că A este pe DA, chiar în vârf. Pe DA. Și atunci AN este inclus în planul DAC. Dar AN este și în planul AN. Că e tocmai planul ANB. Deci planul acesta ANB taie pe DAC după AN. Corect. Da? Taie pe, a spus mai devreme, pe DBC. Pe DBC o taie oare? După ANB. După ANB. Pentru că în planul DBC avem pe N, pe DC, pe DC și pe B. Pe B, C. Deci în planul de B, C, cu dreapta bână. Da. Dar bână e și în planul A, B, N. Deci e limpede că acest plan care am, pe care am discutat noi acum, A, B, N. Hai să repetăm pe el, ca să vedem toate intersecțiile. Deci planul A, B, N. Taie pe planul A, B, C. După cine? Pe planul A, B, C, ăsta de jos. După AB. Pe celălalt plan, pe DBA. Tot prin AB. Tot după AB. Pe planul DBC. BN. Da. Iar pe planul DAC. AN. După AN. În concluzie, cele patru plane, cele patru plane, e vorba de DBC, DBA, ABC și ACD, cele patru plane ale punctelor ABCD necoplanare, nu că așa au fost ABCD necoplanare, cele patru plane sunt tăiate de planul ABN, toate, dar toate sunt tăiate. Odată, planul de jos ABC după AB, ABD după AB, BDC după BN. Miruna, nu-i bine? Și ACD, ACD după cine? După AN. ACD. Tu nu vezi. Nu vezi, tu vezi, să le cunoști, tu nu vezi, ce să mai discutăm. Hai să o luăm ușor, mai luăm, dar nu ne ducem în problemă, pentru că nu vrem asta. Dar tu nu vezi asta degeaba. Deci este un plan dus acum, care vine prin unghia AB și taie unghia N. Și taie unghia DC N, nu? Planul ABN. Ei bine. Și eu m-am oprit aici să vedem care sunt intersecțiile acestui plan. Cu toate planele. Cu patru plane. Care erau la început. Și hai să vedem. N-A-B față de A-B-C. N-A-B. Și A-B-C. A-B. A-B comună. Și într-o mulțime și în cealaltă. Și într-un plan și în cealaltă. Știi bine că făceam teoretic. A-B-C. Intersecțează A, B, I, N. Spuneați repede. A, B. A, B, comun. Da? Bun. Acum, A, B, I, N. Intersecțează D, A, B. Intersecțează D, A, B.
Vezi, dacă vrei, adică așa, pe mulțime abstractă, se vede foarte bine. Așa îi se vede. Ca de și colo și colo. Exact. Acum, de, de ce? De, de ce? Intersectează planul N, D, A, da? De, A. Aici nu mai sunt și zona și în altă. Nu mai merge așa rapid. Nu. Dar are să. De, B, C. De, de, ce? Lasă și pe ea, pentru că am văzut că înțeles. De, 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 ce? Are N acolo. Îl are bine, dar e pe de ce? Da. El nu fiind pe de ce, de fapt e în planul de pe ce. Da. Și B e pe în planul de B, că și nu le ce avea? Ce intersecția lui de pe ce cu N, A, B ăsta are intersecția. N, B. N, B, corect. Da, pentru că repede s-au văzut că N, B este și în planul ăsta de care tot vorbim noi, tot timpul. Care e de bază la luat. Da. Și N, B este și în planul de pe ce. Înseamnă că exact cu intersecții, dacă și colo și colo, așa că am văzut cele două litere aici. Nu s-a mai dus acum repede, pentru că B era la de mână, dar nu era pe de ce. Și n-am putut să spun da. Că este plan acolo, a lui de pe ce. Așa, deci ne-a și următorul plan mai era DAB, nu, DAC. DAC, ăsta. Da, ăsta mare, cu tot cu NAB. Prin ce, care este din care e dreapta de intersecția? Intersecția. A, N. A, N, corect. A, N. Corect. Deci, cu multe grijă, reușim să pătrunjim. Bun, dar noi, nu asta ne... Am pus noi problema asta pentru ca să înțelegem momentan situația. N, P, C, D. Și se vor, este vorba de planul... N, A, N. Care intersectează M, D, C. N, A, N, la M. Da. M, M, D, C. Mă de când, da? Mă de când. Fac cu altul, facem cu altul, da. Așteaptă-ne. Să-l facem. Să vedem și noi. Nu știu de care e. Deci. Mă. De. Mă de când. Mă de când. Ia să vedem ăsta cum dai. Mă de când ăsta roșu. Cum dai cei de la biplan? Ia să vedem. Nu mai apă ăsta, îl analizăm cu celălalt de exact. Și nu ne-am dus și da. Planul celălalt. M, D, C față de D, C, B. M, D, C față de D, C, B. D, C. D, C, corect. Deci M, D, C față de C, B. D, C, B. D, C. D, C, C e comun. E comun. Acum, M, D, C, tot M, D, C ăsta. M, D, C. Cu D, B, A. M, D, G, cu? D, B, A. Cu D, B, A. Care? D, M. D, M. D, M din cauza că M este ca D, care e pus în D, B, A. Da? Este D, M. Corect. Acum, același M, D, G, cu A, B, C. Cu A. B, C. B, C. M, C. M, C. Și același D, M, C, cu D, A, C. D, M, C, cu D, A, C. Păi D, M, da. D, A, C, cu D, M, C. Păi D, A, C, nu-i dus, băi. Uite, mama. D, C. C, D, da. Asta-i D, C, corect. Ai înțeles? Da? Da, înțeles. Da, și eu nu am înțeles. Ăla te-ai urmărit? Da. Deci, da. Intersecția, încă o dată să luăm, intersecția lui D, M, C, pe R, cu cele patru plane, am văzut. Cu asta de jos, cu A, B, C, este M, C. Cu D, B, A, este cine? D, M. Cu DAC este DC da, și cu DBC este DC. Exact. Deci, așa a zis. Îi par cele trei. Bun. Acum, problema noastră nu este intersecția asta. Așa pe aia, dragul ce se da. Problema noastră intersecția restul două. Exact. Cel galben cu cel roșu. Cel galben cu cel roșu.
Ia să vedem. Cel galben, intersecția lui cel galben, intersecția lui cel roșu. Da. Ce avem? E în AB, pe AB-ul lui e în AB. E în AB cu M. Vedem cum e în AB. E în AB. Deci, e în AB. B. Ăsta galben. Da. Cu M, D, C. M, N. Cu M, D, C. Da, mână să fie intersecția lor. Hai să vedem. Mână să fie intersecția lor. Ai două bădeală, da? Da, că mă e pe D, M, C și e și pe D, e și pe A, B, N, și nu e și pe D, M, C și pe A, B, N. Bă, ce chestie e? Tu ești de acord? Eu nu sunt de acord. Nu văd asta. Deci, aruncă o idee și amintește o propoziție că dacă două plane au în comun un punct comun, de fapt au o dreaptă. Dar dacă au două puncte comune, chiar dreapta ca de intersecție, pe care le unește. Deci, dacă două plane au un singur punct comun, au de fapt o dreaptă. Dar dacă tu dovedești că au două puncte comune, apoi dreapta de care vorbim noi este chiar dreapta care unește cele două puncte. Da? Da. Și dacă Miruna încearcă un răspuns, nu foarte sigură, dar ceva argumente are ea. Deci oare să fie chiar dreapta mea. Ești de acord cu asta? Ce argumente au? Nu ești? Zi, dar nu ești. Ești, păi, da. Nu zici, bata, așa. Zici de ce? De ce? Pentru că nu face parte din DC, aparține lui DC și M aparține lui AM. Deci N, în DC, e în planul DC. Da, și cu mâine, pe... Dar nu este și în planul ce mai ești ideea. Deci, fiindcă nu se află pe DC, se află neapărat în planul de MC. Corect. De altă parte, N se află și în planul A. A, B, N. A, B, N. A, B, N. Iată, N cum celor două plane. Și după aia, M aparține planului N, B, A. Ideabă, atunci M aparține planul A, B, N. A, B, N și aparține și lui DMC. Deci, clar, mână. Deci mână nu mai cap în discuție. Fără discuție, răspunsul. Răspunsul corect este N, M. Nu știu dacă se sesiza, s-a avut mare importanță discuția dinainte. Sigur că da. Am văzut intersecțiile acelea, ca să înțelegem ceva. După care problema e încercat rapid de sesizat. Că sunt cele două puncte M și M în cele două plane. Deci asta e dreapta de intersecție. Corect. De dată. Deci, demonstrați. Spune că D-C nu aparține lui D-C. Nu. Aparține lui D-C. D-C aparține planului D-M-C. D-C, care este inclus. Uite, așa scrie domnul profesor. Inclus. Nu aparține lui D-C. Nu e inclus în planul D-M-C. M-D-C. M-D-C, da. Da. Lui M-D-C. Rezultă că aparține planului M-D-C. O paranție. M-D-C. Pasul M-D-C. Bun. Așa, N aparține planului M, D, C și acum M aparține planului M, D, C. Deci se vede rapid, M aparține. Nu, M e pe AB, stai puțin. Trebuie să zici tot M. N aparține planului M, A, B. Așa, N aparține sub planului M, A, B. Din cele două am văzut. Dacă și acolo și acolo, e intersecție. Deci M aparține intersecție celor două. Corect. Nu aparține în mânt de fără. Intersectat cu? Nu. Cu? Nu. A.
Corect. Acum e clar. Acum nu e M. Corect. Îți apare o lină. M aparține lui AB. M aparține lui AB. Care AB e impusă. În AB. În AB. Da, da. A, B. N. Pentru că M aparține planului AB. Mă aparține planului spațiului. Pe de altă parte, mă aparține celuilalt. Și lui D, M, C. D, B. D, M, C. D, M, C, așa. Nu via de M. Da. D, M, C. Și mă aparține că N se află la intersecția celor două. Mă aparține. La intersecția lui M, D, C cu M, C. De că intersecta cu? N-a-l. N-a-l. A. Mă sunt 1 și 2. Și din cele două acum. Și ai două cum merg aici. Și din 1 plus 2 rezultă că treaba mă, nu? Nu a deci plus intersecția lor este egal cu mâna, așa scrie. Da. Rezultă că mă de că, mă de că, intersectează pe mâna B, mâna A, B, exact cu dreapta mâna. Foarte frumos. Da. Mai vedem o dată, ca să ne fie limpede. Și figura ne arată, ne-a plăcut foarte bine, dacă avem și colorat și tot secretul minunat, poate în ce? În pornirea vremii acestea. Deci a fost o problemă care nu părea că nu ne interesează. Ce mă interesează? Mi-e intersecția cu cealaltă clare. Ba, mă interesează ca să-mi voi, că să mi se dea. După care, când s-a pus problema celor două plane, ai văzut punctul necomun, că am interesat pe faptul că lipi de ce în discuția aflată mai înainte, și ce o să vezi în ochi, ai văzut pe mânca din AB și l-ai văzut și într-un plan, și în cealaltă plan, uitați culoarea galbenă odată limbă, și și vârf, e și în planul ăsta roșu. De roșu, corect. Nu, e și în planul roșu și în planul galb. Și atunci, e în cele două planuri. Mă, nu puteți să pun în parte zi pătrate de un profesor? Care? Mă, nu. Mă, nu, e dreaptă. Așa o dreaptă. E delimitat. E deci, dreapta, mă, nu. Când am pus-o în paranteză, ți-a pus exact. Mă, exact. Da? Da. Da. În pas dreapta, da. Așa face. Da? Bun. Bun. Bun, foarte fain, Nicolea. Mă bucur dacă am înțeles, da. Deci trebuie să... Ai de interes? Da, bine. Să insistăm până când se înțelege. Nu există... Da. Nu există niciodată, să spun, cineva de naștere, așa, matematic. Sunt și predispoziții, dar totul este rolul muncii. Da? Totul este rolul unei muncii susținute. Poliție. Hai să vedem. Facem o problemă. Problema 35 de unde? La pagina... Vedeți? Nu ne grăbim. Stăm exact. Că analizăm exact. Pentru că este esențial să prindem tot. Deci problema 31 tot la aceeași. La pagina 31. Punctul V este exterior planului pătratului ABCD. Deci punctul V, ABCD, da? Da, punctul V este exterior planului pătratului ABCD. Deci pornim în ipoteza ABCD pătrat. Corect. Și reprezentarea în spațiu o să o facem sub formă de paralelogram. Corect. Pătratul. Mai când trebuie să le spunem de ce, că e nu... Pentru că e vorba... Pătratul nu ne facem ca un plan pătrat în spațiu. O facem. O să vedeți. Motivul o să vedeți în dată, că nu așa, dar e văzut planul cum se face, cum se revede să faci, așa, da? Da. Din motivul ăsta, așa se revede planul. Din motivul ăsta, de crearea imaginii de spațiu... Ca să vedeți în 3D, știi? În 3D. Da, da. Cele trei dimensiuni. Exact, cu cub, dar nu cub, mă, nu facem cub. Eu nu mă duc așa. Da, da. Exact. Da, nu mă duc așa. Ați fac cub. Nu facem cub. Deci, mergem cu pătratul, da? Da. Pătratul
Mie, uite, am să fac și varianta, cum știți voi, clasă. Da? Să vedem pe ce imagine îmi creați. Păi, ăsta. Este. Așa. Da. A, B, C, D. Și, după ce am făcut pătratul, punctul V, nu mă apasă. Este exterior pătratul. Așa. Voi pe aici, da. Și iată ce, ce defectos priviți aici. Se vede, dar... Se vede, dar nu este imaginea pe care o, o dorești voi. În geometrie, am spus în spațiu, da. Pătratul se reprezintă la fond. Ia uitați. Deci voi face un palogram. Cu laturile egale. Cu laturile egale. Dar îl facem din ea. Da. Așa îl facem spațiu. Pe când la ideea reprezentării în plan. Da? Reprezentarea unui bar. Și acum... Îi duce înălțimea aia care tot profesorul duce o legătate. Tot o duc eu acolo cu V-ul acela. L-am să zic acum, le fac așa. Uitați, vedeți? Da. Și acum pune V-ul în capăt. O numărul acolo și... Vedem ce se vede, ce, ce se vede. Vede. Astea două nu se văd. Sunt în spate. Vedeți? Asta se vede. Asta se vede. Aia nu se vede. Asta se vede, asta se vede și asta se vede, nu? Trebuie să vede și cealaltă, aia. Asta se vede. Da. Și acum nici nu pot să-l luați. Da, deci despre ce trebuie să vezi. Da. E, imaginea este mai plăcută oricum așa, decât cea de acolo. Contează să facem așa se vede sau nu se vede asta? Contează, da, contează, și contează, 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 ce se vede, ce nu se vede. Cât sunt sucai și o să desemnă partea asta. Deci am spus că face... Faceți un pătrat anclinat și voi. Și uitați, cu tine una, de dată porne și cu alea puntate. Două puntate, două repuntate. Așa. Asta se vede. Aia se vede. Și asta nu se vede. Aia se vede. Întotdeauna e așa. Da. Alea nu se vede și de aia se face puntate. Și acum... Uite, alea două. Care domnul profesorul vă... Duceți-l, domnul profesorul, că trebuie ce problemă. Care? Asta? Asta e diagonal, de dama ce e cu BD. Așa, o gândesc și poate să acasă no. Creze. Ca să, să, să găsesc centrul aici, ca să creze. Uite, asta. Asta nu se vede, iar așa de întâi. Asta vă se luată, da. Mă profesorul îl duce, uitați. Copiii cum faci și mă profesorul, uitați. Și... Între... Asta nu se vede. Niciodată. Asta așa aia se vede. Vede. Asta se vede. Se vede și asta din față se vede. Și asta din față se vede. Uitați așa. Se notăm. Foarte fain. Da. A, B, C, D. V sus. V. Și intersecția O, că o dă în problemă. Intersecția A. Diagonal. Așa? Da. De nove. O, V. Deci faceți pătratul. Aștept. Da, să fie pătrat. Da. Paragram, adică cât e asta să fie și asta. Da. Ei, nu prea cât este. Apoi e patru, tot patru. Uite ce măsori. E patru. Aici trebuie să fie patru, patru. Nu mai. Nu e așa? Da, patru. Fix. Aia, da, da. Nu e bine. Nu e bine. Nu e bine. Nu e bine. Dacă notezi pe asta, la tine fix, fix, nu știu. Vezi, vădu, A, B, C, D, vădu, asta pe mine nu se face. Dar la tine e invers, da, mă. Deci, A, B, C, D. La tine nu e și vitelul, la tine e și vitelul.
Minunat. Să desenăm așa cum o vedeți la tablă. Vâdă, la nimic exterior, la nimic exterior, vâdă. Nimic interior, nimic exterior. Uite, mă, de unde e în afară. Și atunci, profesor, de unde nu? Înțelegi? Poate notați ele în control. Nu, nu, face o fundă așa. Așa. Înțelegi, mă? În ipoteza avem că A, B, C, D formează un plan, sunt coplanare. Și dacă punem paranteze cele patru, înseamnă că sunt coplanare. Și V nu aparține lui A, B, C, D. Aia nu aparține doar de da. Bine venit. Avem așa, ABC de pătrat. Da. Avem V, exterior planului pătratului ABC. Da, da. AC intersectează BD în O. A. C. C. Intersectează BD în O. B, BD. Da. B, D. D. Da, diagonalizare. Având în vedere această configurație, amic. Dați trei exemple de trei puncte coliniare. Da, deci trei exemple de trei puncte coliniare. Trei puncte coliniare. Coliniare. Dați trei puncte. Ce înseamnă coliniare? Hai să vedem, cine dă trei exemple? Ziare. De OB, OC. Da? Trei. Două. Două, da? Două și... Și atâta știi. Cele două din planul de jos, da? Ia să mai vedem. Mă gândeam la VD. V, D, A, acolo e unul. V, D, A, e un plan. E un plan, acolo e unul. Deci e unul așa. Dacă mă tot știu să ai între VB și DG cu R, între VB și DG cu R, V, V, și? D, C. D, C. Dar V, V se intersează cu D, C? Ce părere ai? Nu. Ce? V, V și cu D, C. Planul. Care e intersecția planului V, D, B cu planul A, B, C? Hai să mai insistăm pe asta. Pe lucrurile cu asta. Care e intersecția planului V, D, B cu ABC. ABC. Cu ABC, hai să doar mai trei puncte. Cu BC. Cu? BC. VDB. A, VDB. VDB cu planul ABCD. Hai să vă duc acum. Cu ABCD. Hai. Deci VDB. Cu ABCD. Cu ABCD. Zi, AB. A? Este? DB. DB. DB, corect, nu știi AB. Uite, bă, VDB cu ABCD, cu ABCD, cele două litere sunt DB și în VDB și în ABCD. Corect. Și DB. Uite așa vine. E plan diagonal, dacă vrei. Da? VDB, VDB intersectează planul ABCD după DB. Corect. După DB.
Dar intersecția planului VAC, VAC cu ABCD. AC, zicem VAC. VAC. VAC indus, mamă. VAC indus, VAC este. Oi, AC. Salut. AC. Salut, da. Da. Așa, sunt într-o lecție de matematică acum. Cum facem? Poți să vii după 9 jumătate sau ai ceva noutăți care să îmi spui acum imediat? Pe la 9 de seară e târziu? Da? Tu ai răbdare până la 9? Te rog, te rog. Un video manual ca să spun așa. Deci, ca timp de lucru, eu nu știu asta foarte bine, ca să spun, dar știu bine că e o oră jumate pe fiecare dividiu. O oră jumate, 10 sunt 15 ore. Sunt 15 ore pe volumul respectiv, pe capitolul respectiv. Da? Bine. Păi, nu. Eu, la Michel, contractul și o discuție serioasă, îți dau un hard. Tu vină cu un hard. Facem copia hardului și tu ai hardul așa și pe toate formule pe hard. Vii cu hardul, îți cumperi hardul, doar cu hardul. Și în baza contractului îți dau toate volumele și discutăm după aceea. Bun. Găsim un spațiu. Găsim un spațiu. Da, de când? Acum, dar... Da, o să găsim, mă fac găsim tot la un punct oriunt. Punctul e pe o dreaptă. O dreaptă și mai e punctul de bine. La revedere. Pe săbunan. Apoi ce ajută. Sunt mult, mai mult, mă, mă suna și vrea să discutăm despre vorbele toate, ca să vreau să distribui mult, mă. Fratele lui a învățat un an de zile după lecție și așa, eu zis, nu se poate. Dar să-i dăm la toți. Îi dăm la toți. Să-ți bate, să meargă la guvern, la Moldoveni, și să ducă chestia asta. Azi m-a sunat. Foarte bine. Dacă reușești, este super fain. Da. Vorbitor de limba română și acolo să se supără. Da, e tot să vorbitor. O discutat cu serie de școli și care au zis, ok, ne mai pomenim. Da, să sunt încântați, ar fi încântați. Da. Și faci o chestie nemaipomenită, apropo de limbă și de comuniune și de nu știu ce. Cine știe să interpreteze lucrarea asta, este spectaculos. Da. Doar lipsește aroganța pe care românii o au și spre acum face. Este extraordinar. Ăștia nu sunt. Moldovenii nu au așa. Exact. Nu au. Exact. Te dă deoparte cu buricul în față, că el ce... Exact. Ei apreciază foarte tare așa. Tocmai. Dovadă. De-aia v-au și sunat. Acum zi-vă, domn profesor. Așa. Deci, intersecția lui VAC cu ABCD. VAC cu ABCD. Deci, VAC, planul VAC. Cu ABCD. Cu ABCD. AC. AC. Sigur că da. ABCD, vă gândiți? Păi mai fost asta, da. Eu fost pe partea cealaltă, știți, că mutiam la cealaltă. Păi da, dar eu tocmai am repetat în simetrie întrebarea, tocmai din dorința de a vedea dacă voi sunteți pe fază. Și acum, planul VAC, VAC, cu V de B. VAC. VAC.
A-C. A-C. Cu V. V de B. B. V. 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 A-C. V de B, da, e V. Cu V de B. E V. Pentru că V e comun și lui V. A-C. Și lui V de B. Iar O s-a făcut S-a făcut A-C, este și cu de B. O este și pe de B. Și este și pe A-C. Deci O este spate în cele două plane, V în cele două plane, iată că asta e dreapta V, O comun. Se vede, cum ai tăiat așa cele două, da? Planul ăsta și cu celălalt s-o tăiat cu o dreaptă care e V, O. Și dacă sunt aici cu o dreaptă, toate punctele de pe acea dreaptă, cum sunt? Păi și dar intersecția acolo a lui V, O cu D, C, dacă notăm cu o literă, Mai dați trei puncte mă liniare. V, O, V, O, V, O, D, M, G, nu face. Deci, ca exemplu de trei puncte pe care am avut așa. A, O, C. D, O, B. D, O, B. Care se vedeau repede. Da. Și? Și? V, M, O. Și V, M, O, dacă notăm cu V, intersecția. M, care e M? M, intersecția lui V, O, cu D, G. V, O, cu D, G. D, că, da? Da. Dar vouă se intenționează cu DG? Oare vouă se intenționează cu DG? Nu. Ai, nu. Asta este. Asta e. Deci, din păcate, dacă suntem atenți, vouă trece așa prin mijloc. Exact. E vorba prin atribui cu mișto cu... Așa, înseamnă acolo. Da. N-are acolo. N-are cu DG. Da? N-are cu DG. N-are nimic cu DG. Lomatele. E, alte trei puncte. Deocamdată două am găsit, al treilea... La planul V, D, C, domn profesor, se intersectează cu A, B, C, D. În D, C. V, D, C. Cu A, B, C, D. Cu A, B, C, D. În D, C. După D, C. În D, C. Și atunci toate de prin D, C. Toate de prin D, C, da. Vor fi și ele. Bun, dar nu așa, nu luăm puncte de acolo, nu? Și din contextul celor 5 puncte pe care le-am făcut, plus punctul 8 da. Și punctul 8, mai ne trebuie un triplet. Așa au zis, de exemplu. 3.